România a intrat în lumea bună a ciclismului. De mâine, rutierii autohtoni participă la Balcaniada de mountain bike, iar de săptămâna viitoare, românii își măsoară forțele cu cei mai buni cicliști la mondiale. Pentru prima dată în ultimii ani, România participă cu 10 rutieri la campionatul mondial de ciclism la toate categoriile de vârstă. Dacă la seniori speranțele tricolorilor sunt legate de campionul național Andrei Nechita, alături de moldovenii naturalizați Zvetkov și Berdos, la categoria sub 23 de ani, naționala mizează pe Eduard Grosu, singurul rutier român cu 16 victorii în acest sezon. Îmi propun un top 10. Sunt în ultimul an de under 23, deci voi încerca din răsputeri să fac un rezultat foarte mare. România este prezentă și în competițiile de mountain bike, Alex Stancu fiind principala speranță la Balcaniada ce începe mâine în Macedonia. Să încerc să ies măcar în primii 5.